astăzi vă iau cu mine într-o călătorie culinară virtuală până în Franța. Pentru că facem quiche Lorraine, o tartă foarte gustoasă, cu aluat fraged și umplutură cremoasă și foarte fină. Ca ingrediente vom avea nevoie de: pentru crustă, 300 de grame de făină, 100 de ml de apă rece și 150 de grame de unt cu 80% grăsime, foarte rece. Iar pentru umplutură vom avea nevoie de 600 de ml de smântână pentru gătit la dorna cu 15% grăsime, 6 ouă, 150 de grame de cașcaval, 300 de grame de afumătură ușor rumenită, sare și piper. Voi începe această rețetă cu crusta și voi face o crustă pe bază de unt, așa că voi pune făina într-un bol mai mare. Peste făină voi pune unt foarte rece cu 80% grăsime și puțină sare. Iar cu ajutorul degetelor voi încorpora foarte bine untul în făină. Când amestecul arată cam așa, pot adăuga apa rece și voi amesteca cât să obțin un aluat. Cam așa va trebui să arate aluatul. Trebuie să fie moale, dar nelipicios. Voi pune aluatul pe blatul de lucru. Voi adăuga puțină făină și îl voi întinde destul de subțire. Voi împături puțin aluatul pentru a-l putea pune în tavă. Îl așez foarte bine și îl presez ușor cu degetele. Înainte de a lătura excesul, voi pune aluatul în frigider pentru a se întări foarte bine. În felul acesta va fi mult mai ușor să tai aluatul. După ce aluatul s-a întărit bine, voi înlătura excesul folosind un cuțit. Apoi, cu o furculiță, voi perfora crusta. Voi pune peste ea hârtie de copt. Iar înăuntru voi pune niște biluțe ceramice pentru tarte. Dacă nu le aveți, puteți folosi orez, fasole sau năut. Voi pune acum crusta în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 30 de minute sau până când crusta se va rumeni ușor. Crusta s-a rumenit, așa că pot scoate biluțele și o voi lăsa să se răcească cât timp mă ocup de umplutură. Pentru umplutură voi începe cu smântâna pentru gătit la dorna cu 15% grăsime, pe care o voi agita. Iar apoi voi măsura 600 de ml. Îmi place această smântână pentru că este naturală, făcută din lapte de vacă, este foarte gustoasă și nu se separă în timpul preparării. O puteți folosi în orice fel de preparate în care aveți nevoie de smântână pentru gătit. Pe lângă ambalajul de 1 litru, găsiți smântâna pentru gătit la dorna și în ambalaj de 200 de ml. Voi turna smântâna într-un bol încăpător. Voi adăuga ouăle și voi condimenta cu sare și cu piper. Voi amesteca totul foarte bine. Și amestecul este gata. Crusta s-a răcit la temperatura camerei, am pus sub ea câteva fâșii de foaie de copt, asta pentru a fi mai ușor de scos la final. La baza crustei voi adăuga afumătura. Am aici afumătură de pasăre, însă puteți folosi orice fel de afumătură doriți. În rețeta clasică se folosesc lardon, care este un fel de slănină și de obicei este neafumată. Peste afumătură voi pune cașcavalul, de preferință ar trebui să fie franțuzesc. Iar peste toate acestea voi turna amestecul de smântână și ouă.
Voi pune tava din nou la cuptor, în cuptorul preîncălzit la 200 de grade, pentru aproximativ 30 de minute sau până când tarta se va rumeni frumos deasupra. Tarta s-a copt, se va lăsa puțin după ce o veți scoate din cuptor, dar acest lucru este normal. O voi lăsa acum să se răcească pentru cel puțin o oră, apoi o pot servi. Tarta s-a răcit, așa că am putut să o feliez, eu am lăsat-o peste noapte, însă este suficient și o oră. Această tartă se poate servi călduță, la temperatura camerei sau chiar rece din frigider. După preferință, rețeta se poate personaliza foarte ușor și puteți adăuga diferite tipuri de carne, legume sotate sau chiar ierburi aromatice. Îmi place această tartă pentru că se poate servi ca gustare, mic dejun, prânz sau cină și o puteți lua și la picnic. Este perfectă pentru întreaga familie și este incredibil de gustoasă. Abia aștept să încercați și voi rețeta și sper din suflet să vă fie de folos. La revedere!